dezintegrează mașina spre gaura neagră. Luni. Unde mergem? Ce se întâmplă? Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul ăsta, aici împreună cu Remus. Salut. Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte special, pentru că avem aici una bucată Lamborghini. Și în afară de acest Lamborghini, suntem în spațiu, oameni buni. Uitați-vă puțin cât de gigantică este această rampă. Și vom sări pe această rampă cu acest Lamborghini și vrem să vedem în ce parte a lumii vom ateriza și ce se va întâmpla. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like și scrieți în comentarii în acest moment. Deci nu mai așteptați. Scrieți în ce țară vom ateriza cu mașinuța noastră. Scrieți România, scrieți America. În Ohio. Ohio? Oh, nu cred. Nu cred așa ceva. Deci scrieți orice locație vă doriți voi de pe această planetă și vreau neapărat de la voi să apăsați pe butonașul de like. Ia zi, Remus, câte like-uri strângem la episodul acesta incredibil? A? Incredibil, păi 11.111. Păi eu zic în felul următor, fiți atenți. Deci eu în momentul de față m-am dat jos din mașină, da? Da. În momentul în care eu voi intra în această mașină, vreau ca voi să apăsați pe butonașul de like, ok? Haide să vedem. Da. Că în afară de asta... Noi mai avem ceva, ia uitați-vă cam ce mai avem. Soarele, gaura neagră și o grămadă de alte planete. Așa că stați pe fază până la finalul episodului dacă vreți să vedeți ce se întâmplă dacă intrăm în gaura neagră și... Hai să vedem. Numărătoarea și intrăm în mașină și apăsăm pe butonașul de like. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4 și 5 like. Sper că s-a apăsat și voi acolo pe butonașul de like. Ce să vedem, Remuse, ce zici? Ne descurcăm? Încearcă să ajungi, să vedem dacă ajungem în Ohio. Ia. Mai pe stânga, mai pe dreapta, ia să vedem. Păi dau full viteză, nu știu ce se întâmplă. Aoleu, avem țepi. Full viteză, full viteză, full viteză. Tăticule! Nu! N-am reușit! Nu se poate așa ceva. Uite, avem janta noastră de Lamborghini aici încă intactă. Uite ce frumoasă. E numai bună. Bun. Cred că nu o să-i mai dau full viteză, pentru că atunci când îi dau full viteză ai văzut și tu ce se întâmplă. Deci nu e chiar afacere. Cred că o să mergem mai așa și dau viteză mai mare la săritură. Da, 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 da. Pentru că așa pot să mai și evit din obstacole, știi? Ia, hai să vedem. Deci, uite aici trebuie evitat așa, evitat așa. De plan, în plan, în plan. Săritura plan, plan, plan. Și bine. S-au desuflat roțile. Mamă, s-a dus și bara din față. Vai de capul și de zile mele. Unde aterizăm? Ziceți voi unde aterizăm. Uitați-vă și vreau să văd cine știe geografie de aici foarte, foarte bine. Scrieți unde am aterizat în secțiunea de comentarii chiar în acest moment. Ok? Ia să vedem și în slow motion vom ateriza. Fiți atenți, fiți atenți. Să vedem dacă mai trăim după chestia asta. Nu se știe. Mă, că n-ai nimic. Ce zici, mă, n-ai nimic. Ia uite-o, volanul iese. Ai și volanul prin partea de sus a mașinii. N-ai, mă, nimic, mă, ce să ai. Nu ți s-a întâmplat nimic, ia uite. Lamborghini-ul nostru încă mai merge. Nu, chiar încă mai merge. Da, chiar merge. Bă, unde ne ducem? Hai în România. Hai. Aoleu. Uitați-vă cum arată în momentul de față. Deci nu mai zici că e Lamborghini. Tot picăm, nu știu unde ne ducem. Vai de capul și de zile mele. Uitați-vă cum picăm în momentul de față. Mai e ceva sub... Nu știu, am sărit universul. De pe planetă. Vai de capul și de zile mele. Lamborghini în spațiu. Bine, făcut plăcintă în momentul de față. Cred că e primul Lamborghini în spațiu. Primul Lamborghini din spațiu. Știu că a mai fost o Tesla, dacă nu mă înșel. Parcă au lansat o Tesla în spațiu. Dar Lamborghini n-am auzit până în acest moment să fie în spațiu. Așa că hai să vedem o altă mașină. Dacă tot vorbeam de Tesla în spațiu, ei bine, avem și o Tesla aici disponibilă. Hai să vedem dacă se descurcă și unde ar ajunge această Tesla. Bineînțeles că nu se aude motorul sau ceva. Adică în China, la fabrică. În China? Ia să vedem. Bă, e cam prea mare viteză. E cam prea mare. 180, mai mare decât la Lambo. Mai încet. Nu mă încet. Dai de mamă! Elon Musk. Ce zici? Și ai supraviețuit? Da, bagajele din portbagaj poate. Hai de capul meu. Da, ce zici? Asta mai poți scoate de aici și o vinzi. Dacă e portbagaj. Uite și janta. Nu, trebuie să-i dăm mai încet. Dar fiți atenți că după ce facem chestia asta,
Vreau să mergem la soare, să vedem ce se întâmplă dacă sărim în soare. Ia foc. Zici? Ia să vedem. Tu mergi în aer. Ouleu, ouleu, ouleu. Ușor? Bă, se duce mai repede, nu știu de ce. Și alunecă. S-ar putea să nu poți să sar. Nu cred că pot să sar cu asta, pentru că... Ia să te apasă Ctrl Q, apasă Ctrl Q. Ctrl Q, sport? Sport. Nu, nu, dai pe sport ceva. Sport. Hai să vedem, mai facem o încercare, dacă nu se poate, nu se poate. Încercăm altceva. Căută avariile. Hai că am înțeles. Nu, știi ce o să fac? O să merg cu frâna apusă. N-am șanse, frate, n-am șanse. De ce mi-a alunecat mașina asta într-un hal? Nu știu de ce. E mai bună frâna acum. Ce? E mai bună frâna. Păi uite, că măcar pot să evit. Dar nu, față că... Nu, dar zic pe sport. A, păi n-am încercat frâna atât de tare pe celelalte, dar uite. Asta e faza, să poți să eviți. Să dă fail. Uite. Gata, mă, asta zic. Auto. Hai, auto. În China ajungem. Aoleu. Dacă ajungem în ocean, cred că. A? Da. Uuu! Pe lângă. Nu știu unde suntem aici, dar... Oh, tăticule! Bă, bună! Bă, eu zic că dacă stăteai în portbagaj, dacă erai în portbagaj, supraviețuiai, adică... Ia, dă-i de la volan să vedem. Hai că... Unde? Care volan? Nu ai niciun volan da, aici. Da, e bine. Ce vorbești? Bun, hai să schimbăm, dacă e vorba de așa, și hai să vedem care-i treaba la soare aici. Bă, asta chiar sunt curios. Asta chiar sunt curios. La gaura neagră o să fie și mai interesant pentru că... Bă, ce se întâmplă? Bă, mă trage soarele! M-a tras soarele. Uitați-vă mașina cum arată. Eu n-am făcut nimic, nici măcar n-am accelerat, ca să mă înțelegeți, deci nici măcar n-am accelerat la faza asta. A tras mașina efectiv, ia uitați-vă. Mi-a dat crash, a dat crash, uitați-vă, instability. Deci atât de tare s-a distrus toată treaba și uite, tremură mașina. Aici cu siguranță o să se strice orice mașină vei pune. Deci n-ai nicio șansă. Dar uite, acum e pe pauză și acum când scot pauza, uitați-vă ce se întâmplă. Pentru că soarele efectiv trage orice e lângă el. Ia uitați-vă. Deci acum am scos pauza și dau drumul la joc. Vedeți? Uitați-vă ce se întâmplă cu mașina. Și acum începe... Eu nu accelerez. De soare. Deci eu nu accelerez. Uitați-vă puțin. Ia uite. Oh, că e bine. Deci uitați-vă ce se întâmplă. Doamne, dar ce viteză și ea și nici măcar n-ai cum să-ți dai seama ce kilometraj ai pentru că na, nu merge pe roți. Da, da, exact, exact. Dar nu mai poți să zici că ăsta e... Ce era? Uite, cauciucul e rupt. Nu mai poți să mai zici. Hai că am dat full viteză pentru că până aterizăm... Era tare dacă lua foc în momentul care ateriza. Aici pe soare. Hai să dau slow motion că poate nu crășuiește iarăși. Păi ia să vedem, poate ia. Am dat slow motion că zic că poate era, a fost prea rapid impactul. Ia. Ce asta, mă, fratele meu? Cât avem la oră? 50 de mii la oră. Dacă am dat slow motion maxim... 47 de mii la oră. Așa... Cât? 47 de mii brrr. Bă, brrr, ce asta? Mamă... E frig pe soare? Nu știu ce s-a întâmplat, dar așa arată mașina noastră acum. Gata și da. Nu, deci n-ai nicio șansă. Ok, n-ai nicio șansă aici. Hai să încercăm altceva. Hai să încercăm... Uite aici, Saturn. Ai de capul și de zile mele. Fiți atenți că înfrânează. Înfrânează fără să fac eu nimic. Și uite ce mi-a pus pe aici. Ce-s astea? Tot de frânare. Lasă, cu tot cu frână, cu tot ce vrei tu. Uite cum se duce. Tank. Ce e acolo? Că nu văd. Nici e ceva nasol. Ce-s ăsta? Pietre? A, tot ăsta. Spuse ca să strice mașina. Da, 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 da. Aha, fiți atenți aici. 400 la oră cu... Fiți atenți aici. Ce se întâmplă? Ouleu. Ouleu. Uite cum arată mașina noastră acum. Hai să vedem Saturn. Cel mai mult mi-a plăcut pe planeta Pământ, că aveai săritura destul de ok. Astea... Dar încercăm după asta gaura neagră să vedem care-i faza. Vreau să vă neapărat. Și slow motion. Bă. Ia uite, mă. Ia uite, mă. Mamă. Unde? Bă, unde ajungem unde aici? Ajungem? Da, da, da. Alo? Uitați-vă puțin, asta e surpriză maximă. Ar fi fost tare să fac așa și pe planeta Pământ, dar imaginează-ți că era prea greu să facă toată harta. Ajungi unde, na. Da.
vai de capul meu. Bă, volanul intact. Volanul n-are niciun doitură. Ia uite capacul de la motor. Doamne ferește, cum a ajuns mașina asta. Deci nu vine să cred. Nu-mi vine să cred așa ceva. Bun, și acum o să încercăm o altă mașină. Încerc să o accelerez. Și nu vrea să accelereze. Însă, cred că pot să o împing puțin. Sau să o trag. Hai să vedem dacă... Uite așa. Și dacă îi dau un pic de boost... Aulu. Ușor. Haide, bă! Tragi de scaun. Aulu. Să nu tragi de motor. Haide! Bă, încerc, dar uitați-vă și voi. Accelerez la maxim și nu vrea. Gata, asta e. Asta e. Maxim, maxim, maxim. Uuuu, mergem! Mamă, 500 la oră, 600 Mamă! La oră. Bă, începe să strice mașina. Se dezintegrează. Se dezintegrează mașina spre gaura neagră. Luni. Unde mergem? Ce se întâmplă? Bă, chiar am intrat. Nu mai pe nimic. Noroc cu stopurile, că încă merg. Da. Ok. A spart. Așa arată mașina noastră acum, dar unde am ajuns? Unde suntem? E tot un tuneric aici, nu vezi nimic. Gaura neagră. Înțeleg, dar totuși mă așteptam să fie ceva pe trecere, nu știu. Da, pornăm. Păi nu chiar așa în tuneric și nu vezi nimic. Și nu știu ce se întâmplă aici, dansează mașina mea. Hai să încercăm alta, tot așa pentru această locație. Hai să vedem ce se întâmplă cu un autobuz în momentul în care... Hai să dezintegrează și asta. Bă, ce se întâmplă? High clutch temperature. Ok, nu știu ce se întâmplă, s-au spart toate roțile, s-au dus toate jantele. E pe autofrânare. E pe zburare. Ia uite. Da, deci orice intră aici, n-are soartă prea bună, adică cam despre asta este vorba. S-a dus da, motor. Nu mai vezi nimic și dintr-o dată... Gata, a crășuit jocul. Practic, BMG-ul nu crășuiește, ci îți resetează tot. Așa se manifestă jocul. Da, el a dat un fel de crash, un fel de crash. Dar da, practic a fost impactul atât de puternic încât asta s-a întâmplat. Hai să mergem în altă parte, să vedem ce alte zone mai avem, pentru că am observat că mai sunt și altele disponibile pentru noi. Hai să vedem Dacia Logan. Hai, ia uite ce trage. A, pleacă mă, ia uite. Pleacă mă, ce zici? Și vrea să ajungă pe lună. Acum... Hai să vedem. Prima Dacia care ajunge pe lună. Prima Dacia pe lună? Dar fii atent că îi cam dă cu... E gravitația. Îi cam tot. Dă cu mirositoare aici, nu știu ce să, nu știu ce să zic. Hai că motorul ușor, ușor merge. E real time, credeam că e slow motion. Păi ce-i în fața acolo? Tot din alea să... Aaa, nu. Virează, așa. Am virat. Am virat cam tare. N-a fost o virare chiar bună. Ouleu, săraca. Rezistă? Prima Dacia pe lună. Ajunge pe lună, ia zi. Hai no. Că ajunge dacă e. Se duce. Dar nu cred că ajunge până pe lună, n-are cum. Zici că nu? Na, așa e aici, plutește mai mult decât altceva față de celelalte zone. Mamă, cât de mare e asta față de lună. Uitați-vă și normal pe lună. Hai că ajunge. N-a ajunge. Da. Nu, ne trebuie o mașină rapidă aici. Clar, clar ne trebuie o mașină rapidă. Asta pică pe lângă lună. Ce ar fi super mega rapid? Hai să vedem pe asta, ci că ar fi de curse. Acum, nu știu ce să zic. E rapidă, doar că problema la noi o să fie săritura. Pentru că dacă nimerim chestiile astea da. Puse pe jos. Nu mai ajungi la degeaba lună. E rapidă. Uitați-vă că deja începe să zboare. E prea ușoară, cred. Păi și ce-mi trebuie, frate? Tank aici. Da. Efectiv. Dacă nici asta nu se duce pe lună. Nu mai încerc pe lună, încerc pe altceva. Asta deja începe da. să zboare pe rampă. Cu roțile pe... N-ai nicio șansă, nicio șansă n-ai. O să facă praf, cred că la final aici. Ia. E degeaba, odată ce... Ți-au zburat roțile. Nu mai ai șanse. E rapidă. Da, dacă nu stă e pe super rapidă. Dacă nu stă pe rampă degeaba. Aceeași soartă ca Loganul. Ia uite-mă. Nu, aceeași soartă pentru că na.
Și aici, din nou, n-are nicio șansă să ajungă pe lună. Un tank ar trebui să... Un tank, da, frate, da. Nici vorbă. Hai să încercăm altă planetă. Hai să încercăm pe asta. Pe Marte. Hai să vedem. Aici e mai decent. E mai decent. Parcă nu știu care e faza. Oh! Ok. Dui, tare. Îi dau. Nu prea îmi place ce văd aici. Astea-s challenge-uri, nu sunt rampe de sărit. Da, aparent. Hai că eu zic care viteză să se ducă. 200 la oră. Eu zic care. Ia uita. Se duce pe Marte. Oho, hai, papa, la revedere, băiatul. Aterizăm pe Marte cu ea? Aterizăm. Da. Ia uita. Eu zic că pe planetele astea, cred că ai nevoie neapărat de ceva gen Lambo sau Bugatti. Ca să prind viteză, da? Da. Pentru că aici, cu siguranță, cred că Lamborghini-ul... A, uite, ca să nu mai vorbim, hai să schimbăm pe Lamborghini, să vedem dacă chiar face față sau nu. Hai să-i dăm. Stai să ne poziționăm și pe aia dau o blană. Ca să fie poziționat, uite, văd și urmele până ne-am dus pe aia la altă. Îi dau. Bă, parcă e mai bine. Încet că pocnește motorul. Aha. Ce faci? Încerc să o poziționez, tu știi cum mergi, n-ai șanse să mergi normal. Bai băiat. N-ai șanse, frate, să mergi normal pe rampa asta. Deci uite, ca să faci diferența, uite, dacă mergem pe planeta Pământ, uite aici, hai să vezi diferența, ok? Deci uite, aici, altă viață. Altă viață, ia uite, altă viață. Nu-i nimic. Am vrut să fac asta. Da. Ia uite-o. A? Ia uite-o. Fiți atenți că dau full blană să pocnească motorul. Ia. Au! Cum a sărit așa? Nu cred. Nu te cred. Ia uite-o. Hai că... Mamă! Vai de capul meu. E bună mașina. E bună, bă, ce zici? Eu zic că e bună, totuși a sărit destul de tare, dar totuși, lipsește ceva. Nu putea să lipsească și anume Rolls-Royce-ul. Adică trebuia să fie și el în spațiu. Aici trebuie să-i dau mai încet, pentru că altfel ieși de pe... Îi dau, stai așa să vezi. Până pocnește motorul, dar eu trebuie să mai și evit astea, știi? Adică pocnește mașina. Hai că le-ai evitat. Pocnește. Deci, eu la... uite-o, m-a luat foc, Tesla. Iată, la celelalte mașini... Puteam să mai cotesc. La asta nu mai cotei nimic. Rolls, frate. Deci la asta nu mai cotești nimic. Dă-i Control Q Sport. Control Q Sport. Gata? Hai. Doamne, să vezi acum, cotește tot. Hai să vedem. Pe două roți. Bă, parcă e mai ok controlul, să știi, într-adevăr. Da, uite, vezi? Eu coteam de jumătate. Bă, coteam de jumătate de oră. Nu, că trebuie... Deci fii atent. Trebuie să duc mașina asta pe planeta Pământ. Trebuie. Nu știu cum stânga de tot sau dreapta. Nu știu cum am să fac, dar eu trebuie să duc mașina asta într-un colț cu mașina. Stânga de tot. Așa? Da. Am. Ia uite. Bă. Hai că... Vezi că trage. Nu, frate, nu. Trebuie să merg cu frâna. Mai dai o dată Control Q să dezactivezi sistemele. Păi nu, că e pe sport, acum e bine. Păi tot are sistemele. Lasă-mă, că e bun. Iată-mi. Aici, la început, trebuie să eviți toate astea, pentru că odată ce aș prinde viteză foarte mare, nu mai poți să cotești așa. N-ai nicio șansă. Rolls-Royce, frate. Da, Rolls-Royce-ul nu cred că a fost făcut să conducă printre țepi pe o rampă gigantică care zboară către planeta Pământ. Da, nu cred. Da. Nu cred că s-au gândit inginerii, au zis, da, frate, da, trebuie să fie proiectată pentru așa ceva. Îi dau. Oh, asta zic! Ia auto. Ia uite, tăticu. S-a spart parabrizul. Mamă, cum se vede? Top. Oh! Unde mergem? Unde suntem? Nu mai suntem. Ia uitați-vă. Vai de capul meu. Așa arată. Băi, stai, vreau să văd unde se duce, ok? Unde? Trebuie să fie undeva capătul hărții. Deci fiți atenți, trebuie să fie undeva capătul hărții, nu se poate. Undeva trebuie să oprească. Unde să oprești? Asta e întrebare. După 1000 de ani aflăm. Nu, că se oprește undeva. Ia. Nu cred. Ba da.
Ia uite. Ia uite. Ți-am zis că există capătul spațiului aici, uite așa. Wow. Dacă cobor de pe planeta Pământ. Ia de te jos din mașină. Poți să mergi. Ia uite. Ia uite, bă. Bă, opriți planeta să mă dau jos. Bun, ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa.